Și uite că reușim să revenim cu ajutorul celor de la Kaufland, cu o producție foarte mare, cum n-am mai făcut în Moldova niciodată. O producție cum facem odată la 2 ani în București, la Sala Palatului sau Sala Polivalentă. E un spectacol pe care l-am pregătit de foarte mult timp, care beneficiază de o scenotehnică specială, foarte multe lumini de ultimă generație. Și cel mai important ingredient este că vom urca pe scenă alături de mai mulți soliști îndrăgiți din Republica Moldova. Concertul se numește Volta și Prietenii și este un concert care marchează intrarea Kaufland în Republica Moldova. Un semn foarte bun, zic eu, pentru cei de aici, din Moldova. Sper eu din tot sufletul pentru tot ce am pregătit acolo pe strada Eugen Doga, unde se va ține concertul, că ne va lăsa și ploaia să ne desfășurăm concertul. E, la ora actuală plouă foarte, foarte tare și asta îngreunează mult condițiile de muncă la montajul scenei, dar sperăm noi ca măcar mâine la ora concertului să avem o vreme care să ne permită să ne bucurăm împreună de acest eveniment cu totul și cu totul special.